tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi vreau să pregătesc tortellini cu spanac. Pentru tortellini aveți nevoie de 500 de grame de tortellini, 100 de grame de spanac congelat, 2 linguri de parmigian, sare, 50 de grame de unt, 2 căței de usturoi, 2 linguri de ricotta, smântână pentru gătit și un pic de ulei de măsline. Am pus la încălzit apă cu o lingură de sare, voi pune tortellinile pentru 2-3 minute să fiarbă. Tortellinile au fiert, o să le scot într-un vas. Am pus untul într-o tigaie, voi pune și câte un pic de ulei de măsline. Voi adăuga usturoiul, îl voi scoate, nu îl voi lăsa aici, cât să ia aromă. Voi adăuga tortellinile, spanacul, ricotta, un praf de sare, adaug și smântâna. Amestec și las un minut, două cu capacul pus. Tortellinile cu spanac sunt gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!